dentro della plafona, ma probabilmente quando vai a fare metti il chisto a sambiare. Allora, ha cambiato? Sì, bisogna parlare di questo. Deci, să vedem, să dăm primia pe cei care avem laturile cunoscute, să-ți cere înălțimea prescurătoare unei laturi. Laturi BC, da. Laturi BC. Dacă știm toate laturile, apoi prin heroranța fatalia, după cum văd aici, și ați zis, aria e cu baza numeți la 2 și de acolo. Ei bine, totdeauna putea să spunem că produsul dintre bază și înălțimea perspectivă bazei, totdeauna sunt egale aici. Adică aș zice așa, A ori H-A. A ori H-A. Care e aia pe 2, nu? Egal cu V ori H-B. Egal cu C ori H-C. Deci asta ar fi o relație pe care o putem folosi totdeauna. A ori H-A egal cu B ori H-B egal cu C ori H-C. Cum mai știți de intervalul sinusului, că am mai vorbit într-una din serii da. Astea? A supra sin de A egal cu B supra sin de A. Așa, A supra sin de A egal cu B supra sin de B. Și egal cu C supra sin de C. C supra sin de C și egal cu? R. Egal cu? Cu 2R. Adică două rase, da? De două ori rasa. Unde R mare, rasa cercului cerunțului, e egal cu ABC. ABC. ABC spărbătuiesc. Yes. Iar R mic, R mic e egal cu S supra P. Iată, sunt o serie de probleme pe care trebuie să le ținem minte, să știm și de unde vin, că ne ajută foarte mult. Și mai aveam și teorema cosmică sau teorema planurilor generalizate. Ce spune aceea? Teorema bilaturilor. Sau teorema cosinusului. Pătratul unui laturi, amit la pătrat, mai ia egal cu? Egal cu B pătrat. B pătrat cu C pătrat. Sau plus. Minus. Da. 2 BC. Ori cosinusul unui dintre ele. De ce parte nu e o teorema cosinusului? Care e cosinusul? Care poate fi atat în funcție de laturi. De aici scoatem cosinusul egal cu cine? B pătrat cu C pătrat minus A pătrat, supra 2BC. Așa, vine vorba de formula pe care ați folosit-o mai devreme. Și Heron. Și Heron, deci ca formulă, nu când punem problema, are de dată și mai știm toate la cum ne referă. Bun. Așa, da. Următoarea problemă, 63, că facem la 100. Problema 63 de la 18-10. Asta a fost 62. Da. 63 de la 18-10. Zice cum? Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB. Deci perimetrul triunghiului OAB. Știind că O mare de coordonate O și O, 0, 0. 0, 0. Deci este centrul... Intersecția axelor. Nu zice, să se calculeze perimetrul triunghiului OAB, știm că O mare 0, 0, din coordonate 0, 0, punct și virgulă, A mare de minus 1 și 2, da. Și B mare de minus 2, 3. Minus 2 și 3. Deci e perimetrul triunghiului. Exact, știm asta și facem perimetrul. Ce facem? Perimetrul. Păi aflăm cât e OA, AB, păi ce facem? E o formulă. OA egal cu radical din x2 minus x1 la pătrat plus y2 minus y2 la pătrat. Deci dacă avem, hai să reamintim, dacă avem m de coordonate, m de coordonate x1, y1 și m2 de coordonate x2 și y2, atunci distanța m1, m2, da? M1, m2 egal cu radical din x2 minus x1 așa, x2 minus x1 la pătrat plus y2 minus y1 de fapt e Pitagora acolo copii asta e M2 deci x2 minus x1 la y2 minus y1 la
Pătrat, asta este distanța M1, M2. Distanța M1, M2. Dintre două puncte. Distanța între două puncte. Da? Și atunci, perimetrul triunghiului OAB este egal cu OA plus OB. Tu, Miruna. O, așa, plus OC. Plus AB. AB. Unde OA egal cu? Radical din 1 plus 4. 1 plus 4 egal cu radical din 5. AD, OB. OB egal cu 4, cu radical din 4 plus 9 și egal cu radical din 13. Așa, la orice fiind 0, 0. Deci, și AB în Marina. AB egal cu minus 3 plus minus 3, e 9. Atenție! Radical din... Deci din x-ul unde a scăzut x-ul celălalt. Din minus 2 scăzut de minus 1, minus minus face plus 1. Da, plus 1. Deci vine 1 minus 1 la pătrat, dacă vrei să spui plus... Minus 1 la pătrat plus 1 la pătrat. Plus 1 la pătrat. Și care e radical din pătrat? Perfect. Și atunci, zicem, perimetrul triunghiului OAB va fi egal cu cele trei dimensiuni adunate. Radical din 5 plus radical din 13 plus radical din 12. Da? Deci cele trei dimensiuni adunate. Ce... Și dacă nu știi formula, ce faci? Dacă nu știi formula. Aici, aici, în clipa asta, trebuie să găsești, să demonstrezi, să faci efortul, să vezi ce se întâmplă. Măi, parcă am văzut așa profund, mai am făcut o chestie. Nu știu, am uitat formula asta. Dar dacă e M1 de coordonate X1 și Y1 și M2 de coordonate X2 și Y2, atunci gândesc așa. Îmi fac asta pe o foiță. Dar dacă eu acum am făcut asta, îți vine în minte exact modelul sau situația de acum. Asta este X1, da? Ăsta la altul este X2, uite, X2, apoi ăsta este Y1, celălalt este Y2. Și eu cum vreau distanța asta, apare acum M1, M2, să spunem P, un triunghi dreptunghic. M1 P este X2 minus X1. Deci, X2 minus X1 este așa ceva. Da? X2, asta este. Din toate, X2 minus X1. Cealaltă. Asta toată este Y2 și asta e Y1. Și atunci Y2 minus Y1 e bucata asta. Y2 minus Y1. Și da. Și sunt într-o situație clară acum. În triunghiul dreptunghic, asta este egal cu pătratul ăsta. Exact. Asta e la pătrat, cu asta la pătrat. Asta e egal cu radical din ăsta, X2 minus Y2. A făcut-o încă o dată, ca ea să vină în mintea voastră ca teorema lui Pitagora. Și cine? De-aia X2 minus X1, de-aia Y2 minus Y1. Corect. Problema 64. Că dacă o memorăm și zic, băi, X2 sau X1 minus X2, are importanță? Da. De ce, Nadine? N-are importanță. Că-i pătrat, mă. N-are. Ori X1 minus X2, ori X2 minus X1, n-are ce importanță. Deci nu trebuie să... Nu trebuie să vă stresați memorând mecanic, ci trebuie să înțelegeți matematic, da? La pătrat, minusul la acuma, de ce ne scădem și noi acum? Că pentru că una e aici și cealaltă mea și atunci X2 minus X1. Și de ce ai? Y minus Y1 sau Y1 minus Y1. Depinde, dacă aici îți spuneam M2 și de parte M1, nu aș fi fost pus în situație că am fac X1 minus X2. 64 de la pagina 118.
64 de la 118. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor. Deci sunt două triunghi. E ipoteză. Da. Triunghiul ABC, da. Nu știu. O latură e 4. Amic e datul 4. Venic e 5. Da. Și ce e 7? 6. Și vrem să... 7. Există un astfel de triunghi? Întrebare. Da, dacă 7 e ipotenuză, cum și latura cea mai mare. Cum ne dăm seama că există un triunghi? Care este ideea pentru că când vedeți trei numere și laturile unui triunghi, trebuie să vă gândiți dacă există suma. Suma lor împărțită la 2, parcă trebuia să fie ceva cu suma oricum catedră sau ceva. Nu. Haideți să fărăm o visualizare. Uite, Miruna, dacă eu zic așa, asta e de 7. Da. Și ca să iese triunghiul, trebuie să fie un punct care să nu fie aici. Mai sus sau mai jos. Aici, dacă îl pun, înseamnă că asta plus asta este mai mare decât, asta. Asta e, nu e cu pătrate. Invers. Astea două adunate mai mare decât cealaltă. Da. Deci suma, există un triunghi și mai dacă suma a două laturi mai mare decât al treia. Deci când ați văzut trei dimensiuni, azi am făcut la clasa a cincea chestia asta. Am dat două dimensiuni și pe a treia mai mult mai mare decât celelalte două adunate și triunghiul nu exista. Așa și voi, 4, 5 și 7, vă uitați. 4, 5, 9 față de 7, bun. 5, 7 față de bun. Care merge? 4, 5 față de 7, bun. Deci, suma a oricăror două trebuie să fie mai mare decât a treia. Se cere lungimea razei cercului înscris. Iar mic, da? Iar mic sau e mare, că deci nu prea am mai clar. Cercul înscris. Iar mic. Iar mic. Clar. Uite, că știi, iernicul ăsta la intersecția? Bisectoare. În pumnă e care se face de laturi. El, cercul mic, tangent laturi. Da? Și centrul cercului circumscris? Mediatoarelor. A intersecția mediatoară. Și e vorba de un punct care, de cel care trece prin vârful triunghiului. Da? E circumscris. Mm-hmm. Bun. Iar mic, cu cine este cap? Iar mic. Da? Da. Cu P-O-S. S-o la P. P-O-S. Da? Yes. Stai, Miruna, vezi? Eu am văzut aici. Păi da, mi-ai zis o bine, dacă o ziceai bine, n-aveam o idee. Dar te-ai la mine. Așa. Miruna, ce-i ce ai învățat tu? Era așa, yes. E dat cu ierul P. Yes, e dat cu ierul P. Și ne amintim când am făcut triunghiul acela și suprafața era suma celor trei triunghiuri. Primul triunghi era baza ori înălțimea, care e raza mică, celălaltă bază ori raza mică, pe doi, și am scos în factor comun pe el și acolo am văzut, am fost plăcut și pe doi și pe metru. De ce țin minte? Că este capul european. Deci dacă spui la întâmplare, el e capul european. El e egal cu S-ul P, e greșit. Și nu îl acceptăm. Știi de ce te-am atenționat? Că e trecut foarte ușor peste ea. Orică a spus S egal cu S-ul P, orică el egal cu S-ul P, n-ar avea, deci n-ar avea importanță. Am greșită de puțin. Dar n-ai stat acum să ți-o fixezi, bă, asta e greșeală, de unde vine asta? La faptul că eu nu mi-a clar că S-ul e capul european. Și de unde? De acolo să te... Aria este cele... Înseamnă cele trei arii ale ciunului celor trei triunghi la tine. Deci vreau să țineți formulele astea în minte ca fenomen al demonstrațiilor. Ca altfel nu deci puteți spune așa. Și acum că el mic egal cu S supra-P este... Aia nu e așa este. Acum o aplicăm pe Hera. Unde e yes, neavând altă soluție, știind doar la forme, n-ai varianta decât cu Hera, da? Yes e egal cu radicalul din... Dar nu se referimentă. Nu se referimentă. Pe minus P. Pentru că pe minus ce am scris a forma, unde e P e egal cu a plus metru P, 2. Da.
sigură, începe 2. Și de acum mă apuc, fac că ies. Perimetrul 8. Și perimetrul P egal cu 8, da? Ați făcut pe calculul. Deci când ies la P egal cu 1, ai scat din 8. Și lângă 8 minus 4. Adică? 4. 8 minus 4, 4 ori? De 8 ori 4 ori 3. Ori 3 și ori? Ori 1. 1. Dar era sigur perimetrul triunghiului, nu perimetrul. Cum? Semiperimetru, că e B2, că da, B plus C pe 2. Mm. Nu-i da, A plus B plus C pe 2, asta mi-a zis. Da, acum 8 e 2 la 3, 4 e 2 la 2, 3 e 3 și atâta. Că... Așa. Scurt, se vede că sunt 4 aici, 4 ori 4, ca să nu mai pierdem timpul. Deci, funcții de situații, Adi. N-are rost să mai zic 2 la 3, 2 la 2, 2 la 5 da. Și până nu știu ce. Ce eu zic, mai ies un 4 aici, fac 4 la 2, și atunci ies un 4 aici, rămas 2 ori 3, 6. Terminat. 4 la 3 la 6. Cu cât găsim exprimare rapidă, să fie viteza mare, la capăt, aici e secretul. Dacă se ies, el va fi egal cu... El mic. Va fi egal cu, am spus, 4 radical din 6, 4 radical din 6, suma 8, simplificăm, se face radical din 6 pe 2. El mare cu cine va fi egal? Va trece spre 4, avem la următorul indicator acela. Lăsați-mă, sunt ideea. Deci el mare, în condițiile astea. ABC spre 4, ABC, ABC. Supra 4 ies și egal cu 4 ori 5 ori 7 supra 4 16 supra 16 4 ori 2 16 nu? 4 4 ori 4 ori 4 câte? 16 16 cu 4 35 ori radical din 6 35 ori radical din 6 la ce radicat supra? Supra 24. 24. Asta este raza cercului circumscris, da? Aș vrea să-mi găsiți și cosinusul unghiului. Am intrat 5 ori 4 ori radical din 6, că acolo mai rămas un 4. Unde au rămas un 4? 4 aici, da? Nu, da. O făcut bine, că e 4 ori 6. 5 ori 7, 35. Am raționalizat. Și aici a rămas un 4, 4 ori 6, 24. Da? Bine. Trebuie fiți o etapă. Da. Dar trebuie să o întreabă. Dar întreabă că nu ți-a părut ceva clar. Cozneabă, aici. A, la a doua. Mai zis, facem formula. Sigur că da. Plecăm la formula cu tabla generalizată, care spune pătratul unui macro. Nu, dacă vrea cozneabă, da, a la a doua. E bine. A la a doua e la cu B la a doua, plus C la a doua. Minus 2, pe ce ori cozneabă? Pe ce ori cozneabă? Acum ai venit să calculăm totuși. A la a doua cât e? Facem invers. 2 pe 2 pe, pe ce? 2 pe ce costea? Da? Deci 2 pe ce? Ori cosinus de unghiul A. Da, cu a la a doua minus... B la a doua plus C la a doua minus A la a doua. B la a doua plus C la a doua minus A la a doua. Maria, unde e cos de A? Cos de A... B la a doua plus C la a doua. Supra 2 de C. Și nu ne rămâne decât să, să calculăm și facem, am uitat să mă rog ales. Da. Haideți, calculăm aici? Nu, nu mai calculăm bine, Coșter. Nu mai calculăm, domnul Mesa, da? Poftim? Calculăm? Nu, n-are rost. Adică, acum eu am vrut să vedem concret cum acționăm pe tema cosinusului. Deci, odată ce știm cele trei laturi... Dar să aud indirect, nu? Nu s-a aud indirect, dar îmi pun eu. Așa-ți-a... Deci... Ai răspuns degeaba? Dar n-ai tot impresionat. Ia stăpânt. E, mă, ce vreți cu lecții? Da, deci... Curați să-l iei. E, da, că urmă, l-o să-l da? Ce? O să mă iei, eu n-am tot nu-l închis. Mai sus, probabil. Da, ai zis semnul sector. Cine a dictat tema? Maria, cine a dictat tema? Cine a dictat tema? 66. Nu eram notat pe Maria. 66.
Laturile 5, 7 și 8. Se cere raza cercului R mare. R mare egal cu, am mai cunoscut-o, egal cu AB. R mare egal cu ABC suprafață S. Suprafață S, unde S egal cu... S egal cu radical din P pe lângă P minus A, pe lângă P minus B, pe lângă P minus C. Eu zic că asta puteți continua, că nu i-am mai acasă. Deci, deja am făcut o clasic, ați făcut și vreo două ori mai înainte. 70 la pagina 118. Da, 70 la 118. În ipoteză, triunghiul ABC. AB egal cu 3. AB egal cu 3. BC egal cu 5. BC egal cu 5. AC egal cu 7. Așa. Se calculeze ranza cercului scris iar mic egal cu, să vedem Maria, e supra P, unde e sur Aaron și am făcut da, asta. 72. De la? 190. În ipoteză triunghiul A, B, C. De coordonate la minus 2, minus 1. A de minus 2, minus 1. Minus 1. B de coordonate 2, 0. Da. Și C de coordonate 0, 6. 0, 6. Se cere lungimea medianei din A. Lungimea medianei din A. Faci un desen. A, e, facem un desen. Da, de acord. Reprezintăm punctele acestea, da? Da. A de minus 2 și minus 1, minus 2x-ul e minus 2, minus 2 și y-ul este minus 1, paralele, și iată găsim punctul, A de coordonate, minus 2 și minus 1. B de 2 și 0, B de 2, 2 și 0. B de 2 și 0, exact așa se face acum. Unde? Pe geafă, nu? Și C de coordonate 2 și de 0 și 6. X-ul e 0, iar Y-ul e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci C de coordonate 0 și 6. Așa încât avem A, B și C. Le unim și vrem să vedem mediana triunghiului. De unde? Din ce vârf? Din A. Lungimea mediană. Din A. O calculăm. Da. Păi calculăm BC-ul. Calculăm BC. Dar ce e mediană? Nu știu, vârful cu mijlocul la 0. Păi ar trebui mijlocul lui BC. Păi nu are. Sau de BC. BC, mai calculăm mai întâi BC, vedem când ne dă și după aia nu-i dă. Dar cum să facem noi? Calculăm lungimea lui BC, să zici. Da. Și împărțim la 2. Și cum împărțim la 2? Dar eu nu știu unde se localizează. Visul meu este să găsesc coordonatele mijlocului. Și dacă găsesc coordonatele, primesc pe A, cum așa spui, distanța de două puncte. Fac funcția lui A și B. Funcția lui A. Punctelor A și B. Adică n-au cere o... Rețetă? Da, o rețetă. O dreaptă, da? Da? Scrie ecuația. Funcția care generează dreapta asta, da? Să zicem. Și punctele M notez cu X și Y și încerc să aflu prin rețetă. Iată ce ne propune Miruna. Zice așa. Fiindcă e o dreaptă, graficul unei funcții de gradul 3 este o dreaptă și el spune așa. Vă spune fie funcția f de x, fie funcția b,
Da? Aia zic, de fir, a trebuit de ea, da? Egal cu ai spus B. Ai spus B, tu zici de da? Și ca să găsesc ordonul de se vadă valorile A și B, spun că funcția asta, graficul funcției, trece prin A, prin B și prin C. Da? B-C-A. Atunci B-C. B-C. Deci, graficul funcției, graficul funcției B-C, egalul dreapta B-C. Asta înseamnă că V aparține graficului F. Și ce o aparține graficului F? Și faptul că B-ul se găsește pe graficul lui F, ce înseamnă asta? Înseamnă că F de 2 egal cu 0. Adică în momentul în care B deformate cât B-ul deformate 2 și 0, B deformate 2 și 0 se află pe dreaptă, sau graficul trece pe acolo, altfel spus, în clipa ce X-ul e 2, și Y-ul este 0. Și deci am tradus ăsta, F de 2 egal cu 0. Și ce am însemnat? Tradus, F de 2 egal cu 0. A ori 2A egal cu plus B. 2A plus B egal cu 0. Deci am relația 2A plus B egal cu 0. Și că se întâmplă asta și pentru ce? F de 0. Cei deformate de 0 și 6. Cei deformate de 0 și 6. Și atunci înseamnă ce mai e? Că F de 0 egal cu 6. F de 0 egal cu 6. F de 0 egal cu 6. Care se traduce? Înseamnă că B-ul e 6. B-ul egal cu 6. Și iată că dacă B-ul e 6, A-ul este 0, nu? 2A egal cu minus 3. Minus 3, da. 2A egal cu minus 3. Nu, 6A egal cu minus 6. Și A-ul egal cu minus 3. A egal cu minus 3. Și atunci am A și B. Și F de X, așa cum ai propus tu, am descoperit-o pe F de X. Adică legea de corespondență pentru dreapta BC este minus 3X plus 6. Perfect. Și acum, M aparține graficului... Deci, cu M fiind pe dreaptă, cum M aparține lui BC, drept de BC. Este și pentru M să facem. M de coordonate X și Y, da? M de coordonate X și Y. Hai să zicem X0 și Y0, ca să facem o distinție. Da. M de coordonate X0 și Y0. Ce face M ăsta? Verifică relația? Da. Și da. Atunci F de... Asta dacă și numai dacă F de X0 egal cu Y0. Ce ce s-a aflat? Y0 egal cu minus 3X0 plus 6. Sau minus 3X0 plus 6. Minus 3X0 plus 6 egal cu Y0. Și uite cum am găsit, Miruna, o relație între X0 și Y0 doar pentru că se află pe dreapte. Dacă e mijloc. Păi, la aflăm pe AB. Aflăm pe BC acolo. Aflăm pe BC. Da. În împărțimea a doua, vedeam gândul cu muncă, poate este pe acolo, nu știu. Deci, tu spui să aflăm muncă pe data lui B. Împărțim la BC, ca să-l aflăm pe BM. Așa. Nu e acolo. Și mă este și coordonate de X0 și Y0. Și având în vedere că știm coordonatele lui B, îl aflăm prin mă prin reciproc, acum ar fi acele formule, X la 2 minus X. De ce am spune așa, aflăm tot pe C? Știm fie pe B, mă, știm fie pe C, mă, împărțirea la 2, nu? Știm coordonatele, aflăm pe cealaltă. Și acolo mă apară o relație. Plus asta și cu două relații X0 și Y0 vom face un sistem și vom munci până când vom găsi pe X0 și pe Y0. Bun. Și visul nostru, după ce găsim, urmă, scriem distanța de două puncte. De la A până la M. Da. Foarte rapid. Hai să vedem. Deci merg pe ideea ta, că acum o să am gândit BC. BC. BC.
De ce? Cât este a de mare pe ce? De ce e egal cu radical din... din. Radical din 2 minus... 0. Minus 0. Minus 0. Pătrat. Aici, nu? 2 minus 0 la pătrat, e 4. 4 plus... plus 0 minus 6. 0 minus 6, 6 minus 0. Da, 36. Plus 36 și facem... Radical din 40. Radical din 4. Adică 2 radical din 10. Adică 2 radical din 10. Și cu asta am aflat-o pe BC. BC pe 2, BC pe 2, va fi 2 radical din 10. Păi, Maria își face radical din 10. Radical din 10. Și asta, și asta e, de fapt, BM. Care e egal cu CM. BM, care e egal cu CM. Da? Și hai să zicem pe BM. Și atunci, am așa. M de coordonată X0 și Y0 și B de coordonate 2 și 0 și atunci M B egal cu radical din 2 minus X0 radical din 2 minus X0 la pătrat plus Y0 minus Y0 la pătrat plus Y0 la pătrat. Și MB știm la egal din 10. Și știm valoarea de 10. Egal, radical din 10. 10 egal cu 1. Radical din 10, adică mai bine de la pătrat. Radical din 10. Scăpăm, nu? 10 egal cu... Și înseamnă 2 minus X0 la pătrat. Plus Y0 la pătrat. Egal cu 10. Sub relația asta punem și... Minus 3X0. Minus 3X0 pe 6. 6 minus 3X0 mai bine. 6 minus 3x0 egal cu y0. 6 minus 3x0 egal cu y0. Așa îți place ție, dar eu zic să lăsăm y0 da. Că mai bine înlocuim câteva valori la pătrat, da? Deci y0 egal cu minus 3x0 plus 6. Eu zic 6 minus 3x. Adică e aceeași chestie. Da, 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 da. Și egal mai departe, pentru că am ca să merg pe mâna ta, egal cu minus 3. Nu pui acolo. Da. Y0, nu? Exact. Tot avem 2 minus x0 la pătrat. Și de aici rezultă. 2 minus x0 la pătrat. 10 egal cu... 2 minus x0. Invers se citește. Nu 10 egal. Parcă cum scrii cu stânga. Nu, nu, nu. Deci 2 minus x0, totul la pătrat. Plus 6 minus 3x0 la a doua. 6 minus 3x0. 4, 10. La pătrat, egal cu 10. Acum avem că 4 minus 4x0, adică desfacem, nu? La a doua. Așa. Dar aici, dacă scot pe 3 în factor, uite ce chestie. Așa, avem 2 minus x0. O să fie 2 minus x0 și se repetă asta. 2 minus x0. Deci vine, ca să o luăm mai ușor, 2 minus x0 la pătrat. Pe lângă. Vreți să scrieți un plus? Vreți să scrieți acolo un campeal? Da. Deci, deci 2 minus x0 la pătrat. X0 la pătrat. 3 pe lângă. 2 minus x0 la pătrat. 3 la 2. 3 la... 3 la 2. E tot la 2. Egal cu 10. Egal cu 10. Și acum... Câți de ar de 2 minus x0 la pătrat? 9 și 1. Cu scoatele în fractură, 10. 10 pe lângă 2 minus x0 la pătrat egal cu 10. Da. Împărțim prin 10. 2 minus x0 la pătrat egal cu 1. 2 minus x0 la totul la pătrat egal cu 1. Și avem două cazuri, nu? În care 2 minus x0 e 1 și minus 1. Neapărat, așa gândim. Deci de aici rezultă 2 minus x0 egal cu 1. Egal cu 1. Sau 2 sau 2 minus x0 egal cu minus 1. Ce ce înseamnă de aici? Că x0 odată va fi egal cu 1. Da. Sau altă variantă, x0 egal cu 3. X0 egal cu 3. Pentru x0 egal cu 1 găsim y0. Ca? Y0 egal cu... Era y0 la fel. Y0 egal cu... 6 minus 3, 0. Adică 6 minus 3, 3. 6 minus 3, 3. 6 minus 3, 3. Egal cu 3. Deci avem un prim punct, M1, de coordonate.
Și o altă variantă. Y0 egal cu minus 3 la 2. Y0 egal cu? Minus 3. 6 minus 9. 6 minus 9. Minus 3 la 2. Minus 3. Adică altă variantă a Y2. Minus 1, minus 3. Minus 1, minus 3. Pare corect. Cea care e ferită dreapta. Da, dreapta. A, și aveam, iată-i de dreapta. Ia să vedem dreapta, iată-i de minus 3x plus 6. 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 Minus 3 plus 6. Haideți să vedem, pentru primul punct. E mult de corabil, nu știu. E 1 egal cu 3. Minus 3. E 1 egal cu 3. Dar deci vine F de 1 egal cu 3. Așa, deci F de 1 și mai scriem, nu? Minus F de 1. Cu F de 1 ce înseamnă? F de 1 înseamnă minus 3 plus 6, adică 3. Și 3 egal cu 3 e reparat. Așa, plus 6. Minus 3 plus 6. Încercăm și pe a doua. Să vedem și punctul al doilea. E în 2 de coordonate, zice. F de minus 1. E în 2 de coordonate minus 1, minus 3. Scrim așa, Mirna. E în 2. De coordonate minus 1 și minus 3 aparține graficului F. Dacă și numai dacă F de minus 1 egal cu minus 3. Ceea ce ar însemna echivalent, vreau să redactați că... Așa, da. Să le spetea, vă scrie niște frânturi acolo, omul nu pricepe ce vrea. Spălători nu știi ce vă sunt la da? F de minus 1 înseamnă așa. Mă duc în funcție și F de minus 1 scrie egal cu minus 3 ori minus 1 plus 6 și face 3 cu 6 no, 9 9 egal cu minus 3, fals. Așadar, M2, de aici rezultă că M2 de coordonate minus 1 și minus 3 nu aparține graficului F. Și rămâne numai cu M1. M1 și 3. M1. Asta este așa din graficul. Sigur că da. Însă, dacă ne-am pus problema să scriem și să scriem, să redactăm, și asta e culoarea pe care mers, acum facem distanța. Aia. A? Avem așa, A de coordonate minus 2 și minus 1 și M, M de coordonate minus 1 și 3. 1 și 3. Și atunci rezultă AM Hai, 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 3 plus 1, 4, 3 plus 1, 4, și facem în final radical de 9 plus 16, care face radical de 25, e dat 25. Dar am muncit de... Foarte nu ne-am văzut. Trebuie idei mai rapide. Foarte corectă, dar nu... Dar a consumat timp cât cuprinde. Și dacă nu știi totul, nu stăpânești, nu faci. Eu am acceptat ideea asta, pentru că aici am făcut o repetiție a multor lucruri. Găsirea funcției care trece prin două puncte, nu? Grafic. Rețeta, legea de corespondență a funcției respective, am plecat pe de x egal cu a x plus b, trece prin b, trece prin c, ce înseamnă, corporat de verifică, am avut un sistem de rezolvare, am găsit, am găsit pe HPP, ne-am locuit. După care am aflat distanța între două puncte, BC. Am mers mai departe și am făcut jumătatea segmentului și mai pe doi, distanța de două. Și am muncit de lumea văzut. Știți de ce? Din cum a știut un lucru. Coordonatele în mijlocul unui segment. Deci, dacă avem M1 de coordonate X1 și Y1 și M2 de coordonate X2 Y2. M mijlocul, M0, M0 de coordonate X0, Y0. Și scrieți în dreptul. M0 mijlocul lui M1, M2, M0 marca, M0. Cum mijlocul? Mijlocul. S
segmentului, atunci M0 acesta, segmentul care segment? M1, M2. Atunci, X0, deci în condiția asta rezultă că X0 va fi X1 plus X2 pe 2 și Y0 este Y1 plus Y2 pe 2. Deci, coordonatele în mijlocul înseamnă semisuma coordonatelor la cap. X1 plus Y2 pe 2 și X1 plus Y2 pe 2. Nu puteți să spuneți asta de la început? Nu. Nu. Ca să vedeți voi ce înseamnă să te duci pe culoare și să te muncești. Și mi-a convenit foarte tare. Mi-a convenit pentru că am făcut o repetiție a multor lucruri. Deci, vedeți, strategia mea a fost rapid modificată. Puteam să fac un formula și să gata. Și o să vedem de unii formula imediat. Știți bine, nu sunt cântați să fac niște formule. Dar cum am dat rezultat și imediat vă voi prezenta de unde din asta. Deci puteam să fac așa, dar când mi-ai venit cu inițiativa asta, am zis, merg pe culoarul tău, nici nu stau vreun pic pe gânduri. Ca să văd, să fac o repetiție, să văd despre ce este vorba, să văd câte informații am verificat noi. Corect. Dar foarte important. Deci profesorul din mine și-a modificat pe loc strategia. A fost un copil atumărit de un profesor la TVR? Când? Păi v-am anunțat pe Facebook, v-am dat, v-am distribuit. Da. Era mai să vrem emisiunea să vedem direct, domnul profesor chiar a avut un cuvânt de spus și a vorbit despre... Învățământ. Exact. Super. Deci, fericite. Apropo, mulțumesc frumos. Apropo de treaba asta, sigur că... De aceea n-am făcut ieri, că ați fost în direct la București. Da, în 5:30 de emisiunea și a fost... TVR, da. Super. Voi îl vedeți. Este și acolo fără mai pus. Acum se găsește pe internet. Da. Ce să vă spun? Am avut șansa să vorbesc concret despre ce înseamnă învățământul românesc. Mai cineva mă ascultă. S-ar putea să mă asculte. Da. Da, s-ar putea să mă asculte. Chiar m-am bucurat de tot ce a zis. Da, m-am adresat și președintele țării și primul ministru, băi, fraților, voi care stați și doriți acolo, voi miniștri învățământul care ați fost până acum. Și-ați prezentat și video, mă anumă și ați reușit să spune și pentru cultură și video. Vorbit de tot deși în câteva 20 de minute, cred că mi-a venit vreo 48 de minute a fost toată emisiunea, dar știți publicitatea asta că... Da, a fost puțin publicitate. A fost puține, dar a fost, dar doamna invitata, da. Și ea care ridica mingea la fila, a fost bine, dar adică a zis aceeași chestie ca dumneavoastră, chiar dacă ea vorbea despre economie. Știi de ce? Economie. Am să spun să povestesc așa. Fac un jumătate de minute, un minut de pauză. Spun culisele. Deci, mi s-a zis așa, la și jumătate să intrați pe partea televiziunii. La 5, pardon, fix. La 5 jumătate începe emisiunea. Direct la machiaj și acolo am cunoscut-o pe doamna prezentatoare și pe doamna aceea. Ne-am întâlnit două persoane. Acolo ne-am văzut acolo. A condus o bandă, doamna? Sigur că da. O femeie mare, doctorate, general, de autoare de mamare și așa mai departe. Cursuri preparate. E bine, acolo ne-am cunoscut. Și acolo apare prezentatoarea Monica și face cunoștință cu noi. Am pe cei doi invitați ai mei. Îi aștept să îi preiau. Domnule profesor, sunteți o persoană cunoscută, proful mai pe internet, sunt cel care acum nu trebuie să vă mai prezint. Și am încercat să-i spun câte ceva. Vă spun, nu spuneți nimic, lăsăm totul acolo.